Palgar for the Horde! Let them come. Frostborn hungers. Provisions in Warcraft. Salutare! Bine ați venit la T-Românie! Eu sunt Alex și astăzi vom vorbi despre ultimul clip publicat în legătură cu World of Warcraft Shadowlands. Ne vom da cu părere despre ce rol va avea Anduin și despre ce se va întâmpla cu Sylvanas Windrunner. După cum știm, la începutul expansionului, Anduin a fost răpit de către Jailer și, ținut captiv, Sylvanas încearcă să-l convingă să devină o armă pentru a duce la bun sfârșit planul acestui malefic Jailer. Sylvanas încearcă să-l convingă, dar din păcate aceasta nu reușește, iar Anduin își dă seama că ceva o reține pe Sylvanas și putem vedea din acest dialog că Anduin o acuză pe Sylvanas că ea nu a avut nicio șansă și nici nu a ales în momentul în care a fost ucisă de către Arthas și chiar o forțează pe Sylvanas să întindă sabia, amintindu-ne de momentul în care Lich King a întins sabia. Și de aici putem trage o concluzie. Oare Anduin va deveni noul Lich King sau ce plan va avea Sylvanas? Mi-e foarte greu să cred că Sylvanas a devenit rea așa dintr-o dată și nu va lupta pentru Hoardă exact cum a făcut-o când Forsaken a intrat în Hoarda lui Thrall. Saya Denathrius has been taken prisoner. What is our plan to recover him? Every soul has its purpose. Denathrius has fulfilled his. We must forge our next weapon. He's not ready. Then a more direct approach is necessary. We have not come this far, only to falter now. You know what must be done. There she is again. You know, these endless lectures of yours have failed to convince you. Regardless, the conversation is over. One way or another, we will have you. So I will offer this one last time. Join our cause, or be made to serve. What kind of choice is that? Why even give me? It's the choice you never had. Despite all your grand designs, there's still some shred of your mortality haunting you. As if the Banshee Queen hasn't entirely eclipsed the Ranger General. Don't. Now I understand why you brought me here. Why you've tried so hard to persuade me. Because if you can get me to let go of hope, you finally can too. Enough! Submit! You are only making this harder on yourself. Not harder on me. Right now, you hold all the power. How will you use it? I've not come this far to falter now. Then why do you hesitate? Make your choice, Sylvanas Windrunner. Un alt lucru ce sunt curios, ce armă va face din Anduin și de ce Anduin? După cum știm, ceilalți Lich King dinainte aveau cumva legătură cu Alianța și erau oameni. Bolvar a fost un erou al Alianței și Arthas a fost și el un erou până când se devine rău după ce a luat sabia Frostmourne. Un alt lucru pe care l-am aflat este că Jailer este cel ce a creat Helm of Damnation. Și asta ne va face să credem că va încerca din nou să recreeze această cască legendară și să controleze armata Scourge, care este destul de puternică. Încă nu știu ce se va întâmpla cu Sylvanas. După părerea mea, eu cred că ea se va sacrifica și
va muri într-un mod cât mai eroic, încercând să aibă un fel de redemption, cum a avut, de exemplu, cum a avut Barok. Dar asta ne va spune povestea și modul în care va evolua. După părerea mea, ar fi o greșeală să-l facă pe Anduin rău, să-l facă Lich King, fiindcă dacă ați citit banda desenată în care Anduin devine eroul luminii, asta se va întâmpla după mulți ani și va conduce armata luminii împreună cu Velen, acesta clar nu este rău. Dar, după cum știm, cei de la Blizzard au mai făcut chestia asta cu diferite timeline-uri în care l-au readus la viață, de exemplu, pe Geroș, deși era Geroș dintr-un alt timp. Vom vedea. Sunt curios ce se va întâmpla cu acest expansion, deși nu cred că Jailer va fi bossul final, fiindcă niciodată cei de la Blizzard nu au început din primul patch cu bossul final să fie atât de activ. Până și în Wrath of the Lich King, deși știam că Lich King va fi bossul final, a durat un pic până când l-am văzut în poveste. Eu cred că acest expansion are potențial, dar sper să nu fie ceva cu o poveste aiurea și să nu fie la fel de prost cum a fost Battle for Azeroth. Un alt lucru ce vreau să-l vorbesc în acest clip este faptul că World of Warcraft și nu a fost la fel de bun în ultimii ani, și aici mă refer la Warlords of Draenor și la Battle for Azeroth. A avut și unele expansion-uri care erau chiar ok și încă este în viață. Chiar după acest expansion am văzut că a vândut peste 3 milioane de copii, ceea ce este un lucru extraordinar pentru un joc atât de vechi. Plus că în curând va fi lansat și World of Warcraft Burning Crusade Classic. Deja am văzut ceva leak-uri în legătură cu acest lucru și sunt nerăbdător. Este posibil să mă bag pe World of Warcraft Burning Crusade, fiindcă a fost unul dintre expansion-urile mele preferate. După cum știți, după Wrath of the Lich King am jucat foarte puțin Cataclysm, Mist of Pandaria și celelalte expansion-uri le-am jucat aproape deloc, chiar nu știu dacă am câteva ore. Da, deci eu cred că în acest expansion vom vedea ce se va întâmpla cu viitorul lui Anduin și al lui Sylvanas și sunt chiar curios, fiindcă deja de 3 expansion-uri ne tot confruntăm cu Sylvanas și va trebui să aibă un final și cred că finalul va fi acesta și își va da viața într-un mod cât mai eroic. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați subscribe, like, share. Până data viitoare, for the Alliance, for the Horde, for Azeroth. Salut!